sau sunt în curs de dezvoltare în cadrul bolii de diabet. Și cu asta crezi că ai terminat. Mai ai și niște medicamente, tablete hipoglicemiante, antidiabetice orale sau poate insulină, funcție de forma de diabet pe care o posezi. Asta nu înseamnă a ține sub control diabetul. A ține sub control diabetul înseamnă, în primul rând, să ții glicemia în control. Ca să ții glicemia în control, în primul rând trebuie să știi cât mai des valorile glicemiei. Înseamnă să ai de preferință un aparat de măsurare a glicemiei personal și trebuie să știți că este mult mai ieftin să-ți faci o glicemie acasă. Aparatele de măsurare a glicemiei sunt foarte ieftine la ora actuală. E mult mai ieftin decât poate chiar un simplu drum la spital, numai dusul cu un taxi, să-ți faci o glicemie care poate este acoperită de casa de sănătate. Este mult, mult mai ieftin, probabil la un sfert de preț, o glicemie la domiciliu, în plus o ai la îndemână în fiecare moment al zilei când dorești să ți-o determini. Și în felul acesta știi în permanență care este glicemia. Nu este suficient doar să măsori o glicemie, este necesar să și notezi data, ora și valoarea glicemiei măsurate și eventual dacă este luată după masă, înainte de masă, la ce interval față de masă, dacă este luată pe nemâncare, la ce oră ai determinat glicemia respectivă. Pe lângă lucrul acesta mai trebuie să ai o rație de diabet. Rația de diabet, când întreb de multe ori pacientul policlinică care este rația de glucide, se uită la mine și înțelege despre ce e vorba. Rația de glucide înseamnă cantitatea de hidrați de carbon, de zaharuri, de zahăr, pe care o ai recomandată de medicul curant pentru a asigura dieta corespunzătoare bolii pe care diabetului. Rația de glucide înseamnă poate 200, poate 250, poate 300 de grame de glucide cu o repartiție în 3 mese principale și 2 gustări. Asta înseamnă rația de glucide. Ca să recomandare strictă asta, nu? Poftim? Recomandarea e strictă, fără abateri? Recomandarea variază în funcție de... Depinde acum, dacă e vorba de un pacient de 70 de ani la care are o glicemie de bază dimineața pe nemâncate de 110-120, poate cu 10-25-20-30 de miligrame mai sus decât valoarea normală, atunci poate să fie o recomandare dietetică restrictivă în sensul reduceți cantitatea de pâine, faceți mai multă mișcare, mâncați mai puțin cartofi, paste făinoase, nu mai pune zahăr în cafea. Dacă consumați ceva, consumați lichide, de exemplu sucurile care le consumați să fie sugar free, fără adaos de zahăr. Și asta ar putea să fie suficient într-o primă fază, într-o formă ușoară de diabet. Dar de obicei se începe așa, iar și în momentul în care boala se instalează cu tot tabloul, când este un diabet clar, atunci glicemiile tind să crească și nu mai pot fi corectate chiar așa de ușor prin niște recomandări generale cu privire la rația de glucide. Rația asta de glucide o adaptezi în funcție de controlul diabetului, presupune o rație fixă de glucide care este tamponată la fiecare om de o anumită cantitate și formă de insulină repartizată pe ore sau un anumit medicament sau mai multe o asociație de medicamente hipoglicemiante, antidiabetice orale, în funcție de omul respectiv și în funcție de răspunsul acestuia la aceste medicamente. Ei, într-un diabet insulino-necesitant, în acesta este necesar să ai o rație fixă de glucide și o repartiție cât mai clară pe mese principale și pe gustări, o repartiție care îți asigură practic un aport fix, în funcție de care, după aceea, ca medic curant, te joci cu dozele de insulină încât să obții controlul glicemiei, adică ținerea glicemiei la valori cât mai aproape de valoarea normală. Asta se întâmplă, spuneai tu, în momentul în care nu mai ai pancreas, dar se poate trăi fără pancreas? Păi se poate, altfel nici nu s-ar face, nu? Nu se fac operații pe om care să conducă la o situație... Dar să tai o bucată din el care e bolnav, nu merge. Există și pancreatectomii parțiale. Da?
caudale, corporeo caudale și cu, să rămână puțin pancreas, există și treaba aceasta. Aha, dar care sunt funcțiile pancreasului? Păi pancreasul are o funcție endocrină, aceea de a sintetiza insulina. Insulina, da. Asta e principala funcție endocrină. Și o funcție exocrină, aceea de a secreta sucru pancreatic, care este principalul suc în digestia de grăsimi și de proteine, de glucide. Asta e funcția pancreasului. Contribuie la realizarea digestiei, prin, alături de sucul biliar, de sucul gastric și sucul intestinal. Deci se poate. Am hotărât asta. Nu se poate fără pancreas. În momentul în care... Se poate trăi și fără pancreas, măcar și o viață foarte grea. Devine... Depins total de insulina pe care... Singurul pancreas artificial nu se poate face transplant, din câte înțeleg. Ba, se merge. Se poate? Da, se merge. Sunt în curs de cercetare. Dar în situația în care n-ai pancreas de schimb și n-ai pancreasul... Asta e fără... SF la noi, să zicem, la nivelul ascultătorilor din România. Nu, eu am crezut că e la îndemână oricui, dar nu. Pancreasul e problemă. Și atunci pancreasul devine doctorul. El e pancreasul artificial, că el se îngrijește de bolnav. Da. Și dozează toate chestiile astea. Acum, un pancreas este făcut să își facă treaba așa cum e normal, în stare normală, 80 de ani, că trăiește omul 80 de ani. Ce se întâmplă în situația în care nu mai ai pancreas la vârsta de 20 de ani? Cât poate să suplinească doctorul prin metodele lui? Alopate, din câte înțeleg că nu există medicină naturistă la pancreas sau la nu, încă nu. Da. Cât îl duce doctorul? Fără pancreas, întrebarea, fără pancreas. Fără complet, pancreas. Chirurgical, fără, extirpat fără, complet. Fără. E un răspuns la care pot să spun doar că viața acelui om este limitată în timp și este un pic chinuită. Trăiește, dar depinde complet de aportul de insulină exogen, cel administrat de medic și recomandat de medic, care la un moment dat pacientul când se externează ajunge să și-l administreze singur cantitatea de insulină. Digestia este iarăși foarte, foarte mult perturbată, dar există medicamente, lipaze, diverse preparate farmaceutice la ora actuală care suplinesc cât de cât funcția pancreasului. Se poate trăi chinuit. Nu pot să spun o vârstă, cam câți ani trăiește un om fără pancreas complet. De obicei, când se ajunge să se scoată pancreasul complet, se scoate pentru un neoplasm, pentru un cancer de pancreas, sau pentru invazia pancreasului de către un alt tip de cancer, viața este depinde în primul rând de supraviețuirea determinată de boala pentru care s-a extras pancreasul. De obicei, când ajung să faci o pancreatectomie totală, sunt șanse destul de mici ca acel cancer să fie localizat doar la nivelul pancreasului și să nu fi făcut deja pui metastaze prin alte locuri. Da, și ăsta e și bandit. Ai cancer la creier, să se pune metastaza la genunchi. Ai cancer la ficat, se pune la cap. Sau uite așa. Niciodată nu se pune acolo, pe unde ai cancerul ăla, știi? Ăsta metastaza se pune cu totul altă parte. Așa e și la ăsta, la pancreas, nu? Se pune pe altceva. Metastaza asta de enervantă. El invadează de obicei local. Da. Coloana vertebrală, invazie locală, metastazează în diverse locuri. Pulmonar, osos. Da. Numai acolo nu stă. Hepatic. Da. O mai duce 5 ani pacientul fără pancreas? Nu o duce. Destul de puțin. Într-o lucrare despre chirurgia pancreasului, într-o lucrare dedicată doar chirurgiei de exereză a pancreasului, în care s-au întâlnit cei mai mari chirurgi și cu cea mai mare experiență din toată lumea în ce privește extirparea pancreasului întregime sau părți din pancreas, s-a ajuns la concluzia că cu sau fără intervenția de pancreatectomie totală sau parțială, supraviețuirea nu este influențată practic de exereza pancreasului.
Aici nu cred că trebuie ne băgăm. Cam asta a fost concluzia unui congres al chirurgilor generaliști, de chirurgie generală, care asta, într-asta excelau, avea experiență foarte mare. Da. Acum, știm foarte bine și eu și tu, și oricare a mai citit o carte în viața lui, chiar fără să fie o carte de medicină, că în cărți mai scrie și despre chestiile astea, știm bine că un medic este catalogat a fi bun și a fi pe calea cea mai scurtă către vindecarea unei boli atunci când este un diagnostician foarte bun. Și totuși, sunt organe care nu-ți permit ție ca medic, chiar cu aparatură, nu-ți permit să diagnostichezi boala. Unul dintre ele, unul dintre organe este pancreasul. Este foarte greu de depistat boala asta. Boala de pancreatită, cancer la eu știu ce mai face, ce oboseală, eu știu ce mai leneș pancreasul ăsta, nu mai face insulină cât trebuie, nu vrea să mai muncească, știi? E foarte greu. Acum, dacă își face un om analize, lunar, se duce la doctor și spune, doctore, vreau să-mi fac analize, să mă controlez dacă sunt sănătos. Care este prima chestiune care iese în evidență și dă un semnal de alarmă medicului, cum că pancreasul ăla ar avea o mică disfuncționalitate. E într-o stare incipientă. Deja nu e o boală, deja n-a ajuns boala la să-și facă de cap. Dar, totuși, sunt niște probleme. Se văd? Practic, în fază de disfuncționalitate pentru pancreasul endocrin, într-o fază de prediabet, când glicemia bazală poate să fie chiar normală, există teste de provocare, testul de toleranță la glucoză orală, în care se administrează o anumită cantitate de glucoză pe os sau chiar pe venă și la care se fac măsurători ale glicemiei la anumite intervale de timp. În funcție de curba și de nivelul maxim atins de glicemie, se poate spune că este o toleranță normală la glucoză, deci pancreasul poate să își adapteze cantitatea de insulină în funcție de nivelul glicemiei și de aportul glicemiei și face față solicitărilor, sau o toleranță modificată la glucoză când se depășesc anumite niveluri ale glicemiei la anumite intervale timp de la administrarea unei cantități fixe de glucoză. Asta e boala incipientă. Asta e pentru pancreasul endocrin. Pentru pancreasul exocrin este mai dificil. Ca să detectez pur clinic sau prin niște metode neinvazive dacă este ceva cu pancreasul respectiv. Poți observ la o ecografie făcută cum trebuie, cu un aparat performant, poți să depistezi modificări morfologice incipiente de volum și de structură sau la o rezonanță magnetică nucleară, dar de obicei când încerci să depistezi un cancer și îl și vezi, un cancer de pancreas e deja destul de târziu și s-a depășit deja pragul de siguranță, de intervenție chirurgicală și pragul de radicalitate al intervenției de exereză. Pancreasul este, prin definiție, un organ endocrin. El este o glandă, de fapt. Că are o funcție adiacentă, e discutabil. Dar el trebuie să fabrice insulină. Este o glandă, nu? Da. Bun. Acum, știm că bolile mecanice, mai ales, nu știu dacă și bolile infecțioase, la bolile infecțioase este de discutat, acolo trebuie atacat pur și simplu cu duritate, cu medicamente alopate, dar, spuneam eu, bolile mecanice, aici se poate interveni cu tradiționalismul chinez, cu medicina ayurvedică, spre exemplu, nu? Cu homeopatie, dar la infecție, dacă avem de-a face o infecție, un virus, eu știu ce, cum dracu să-i zic virusul ăsta, cum să-l numim noi? Un virus, boc, nu merge. Nu, altceva. Căutăm altul, nu? Îl numim într-un fel pe virusul ăsta. Se poate ataca virusul ăsta cu tradiționalismul chinez, cu acupunctura respectiv, sau cu medicina ayurvedică, sau cu, eu știu ce altă metodă? Orice boală infecțioasă poate să fie abordată printr-o medicină alternativă, cum ar fi homeopatia, medicina tradițională chineză sau medicina ayurvedică.
În ce privește bolile, să zicem, infecțioase,